Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Săptămâna trecută au fost înregistrate în țara noastră un pic mai mult de 13.000 de noi cazuri de COVID. Iar? Adică, da. Păi n-a dispărut. Și nu că n-a dispărut, dar mi se pare, am auzit și eu stânga-dreapta, mai un prieten, ba o cunoștință. Am văzut, da, exact. Și am văzut oameni care poartă din nou măști ca să se protejeze. Mă rog, este vorba, aceste 13.000 de cazuri noi de COVID sunt cazuri testate și confirmate că persoane infectate cu coronavirus, probabil că în realitate sunt ceva mai multe. Evident, suntem foarte departe de vârfurile din timpul pandemiei, când aveam 35-40.000 de cazuri pe zi. Mai țineți minte? Nu mai ținem. Cine mai ține minte? Februarie 2022. Parcă ar fi fost acum un secol în urmă. Dar chiar și așa, sunt aproximativ 1000 de persoane internate în spital din cauza complicațiilor provocate de infecția COVID și erau și 82 de persoane internate la terapie intensivă din acest motiv. Acum datele se actualizează săptămânal. De asta vă spunem datele de cu o săptămână în urmă. L-am sunat pe Adrian Marinescu, director medical la Institutul Matei Balj. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Vreau să vă întreb dacă ați constatat, ați remarcat cumva o creștere a numărului de infectări și dacă credeți că ar trebui să ne îngrijorăm. Evident că e o creștere a numărului de infecții și asta se întâmplă de 4-5 săptămâni. Însă, apropo de ce spuneați mai devreme, cred că diferența importantă față de ce vedeam realmente în pandemie nu e legată doar de numărul de cazuri, ci de faptul că atunci aveam multe cazuri sau destul de multe cazuri grave și acum e o diferență semnificativă. În momentul de față, cazurile care ajung în terapie intensivă, adică acele cazuri dramatice pe care le vedeam pe holurile din camerele de gardă, sunt cazuri extrem de rare. Diferența fiind foarte mare, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, povesteam și cu alte ocazii, din momentul în care vorbim de Omicron, indiferent de subvariante, că și acum avem tot subvariante de la Omicron, este până la urmă o conviețuire pe care o avem cu virusul, conviețuire care uneori e mai puțin armonioasă, ceea ce se vede și în prezent. Adică apar noi subvariante, care nu vin cu o virulență sporită, dar vin cu o creștere evidentă a numărului de cazuri. Ceea ce înseamnă, fără discuție, că situația poate fi mai complicată. Nu să intrăm în panică, dar ne trebuie prudență, pentru că dacă numărul va crește, va începe sezonul rece, vom avea în același timp circulație pentru virusurile gripale, pentru alte virusuri cu transmitere pe care respiratorii brânzei și SARS-CoV-2, nu va fi simplu pentru camerele de gardă, nu va fi simplu pentru a gestiona situația până la urmă. Sunt simptomele, care sunt simptomele? Sunt diferite? Adică cum remarcăm sau cum ne dăm seama că nu e doar o răceală obișnuită? Când ar trebui să ne testăm? Răspunsul e foarte clar, prin testare ne dăm seama. Okay. Și la fel va fi și cu gripa, vom avea testare de gripă, testare de COVID. Simptomatologia de multe ori seamănă cu o viroză și nu putem spune că există niște simptome fixe care se referă la această subvariantă. Până la urmă, e vorba tot de Omicron și e vorba de simptome care seamănă de celălalt ori cu o viroză. Și ca să vă dau un exemplu apropo de numărul de prezentări, la noi vin în camera de gardă cam 100 de pacienți în 24 de ore, 80% dintre ei merg acasă și sunt monitorizați prin medicul de familie sau medicul pediatru dacă e un copil, 20% înseamnă internări, dar nu în terapie intensivă. Spuneam, acolo cazurile sunt extrem de rare, sunt pacienți în vârstă, cu boli cronice, copii mici, pe care vrei să-i monitorizezi pentru o perioadă de timp în spital să te asiguri că nu apare complicat. Ați remarcat cumva vreo sensibilitate mai mare la anumite categorii de vârstă? Copii sau bătrâni? Nu. Discuția asta am avut în toată pandemia. Ne infectăm indiferent de vârstă. Sigur că e până la urmă și o protecție anterioară care ține de vaccinare, de trecerea prin boală. Indiferent că acea protecție se pierde în timp, totuși face diferența. Până la urmă am văzut lucrul ăsta și în pandemie. Dar odată ce ne infectăm, discuția este boala pe care o facem. Ea e într-adevăr diferită în raport cu sistemul imunitar, cu vârsta noastră, cu bolile cronice, dacă suntem sau nu supraponderale, adică sunt niște aspecte individuale. Că ați vorbit de vaccinuri, se mai fac vaccinuri? Cu siguranță că se fac vaccinuri. Cineva care vrea să vaccineze, unde se duce sau ce trebuie să facă? Poate să vină la Matei Balj, de exemplu. Sigur, sunt și alte centre, dar noi am avut în permanență centru de vaccinare. Ceea ce vreau să spun și important este că în curând vom avea un update al vaccinului care se referă chiar la noile subvariante. Va fi cât de curând și eu cred că va fi binevenit în sezonul rece, când vaccinarea antigripală plus vaccinarea
cu această variantă nouă, să ne ajute să trecem mai ușor peste sezonul rece care vine. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule doctor. A fost în direct în deșteptarea doctorul Adrian Marinescu, directorul medical de la Institutul Matei Balș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.